Dați-mi voie să vi prezint pe următorii noștri invitați. Compozitorul Cristian Faur, marele câștigător al trofeului Mamaia, și Sandro Machado, interpretul melodiei O mie de dorințe. Sunt invitații mei, să-i poftim în platou! Hei! Mac, Cristi, benvenido la noi acasă, la Măruța. Da. Băi, formidabil. Deja la Măruță. Măruță, ia de aici. Așa a cântat la Mamaia, așa vine la noi. Pentru că eu m-am uitat la tine. Da, am vrut eu neapărat ca să se asorteze cu floarea mea de vanilie. Uitați-vă, trei oameni care au fost anul ăsta la Mamaia, uitați-vă la ei cum sunt îmbrăcați. Unul a compus. Orică avea bani de două costume, dar... Nu te de aici. Unul a compus, celălalt a cântat. Unul... A aplaudat. Unul a avut recital și vreau să vă spun, da, că s-a dus mult în noapte recitalul, dar până una alta este pentru prima dată când văd trofeul de la Mamaia. Da. Și eu pentru prima dată când îl iau după 200 de ani, adică prima oară în 92 am fost și visam să-l iau. Uite, poți să pui una pe el. Și... Cred că e o balerină care compune. Nu, s-a inspirat după mine, asta e clar, da. E când era mai tânăr, cu 30 de ani. Dragii mei, vă plătesc pe canapea, da. Iertați-mă pentru foile astea, sunt la o petrecere, da. Am dat o petrecere cu... Lasă aici trofeul, da. Bun. Fii atent, eu spun în română, da. Uită-te în cameră. Tu traduci pentru toată toată Argentina și Brazilia. Da. Te rog, tradu în cameră. Dragii mei, eu sunt Sandro Machado. Hola, queridos, eu sunt Sandro Machado. La camera aceea. Acolo. Așa, acolo. Da. Așa. Hola, queridos, eu sunt Sandro Machado. Mă bucur foarte mult de acest trofeu. Sunt mult feliz pe acest trofeu. Îi mulțumesc lui Cristi Faur. Mult obrigado, Cristian Faur. Fără Horia n-aș fi reușit. Măi, să știi că există conexiuni. Voi ați cântat în orașul meu unde am, la Ineu împreună. Da. Nu, a fost de o lună sau ceva. În locul care eu am născut. Nu cred așa ce... Sunt ba da, și te-am aplaudat din culise pentru tine. Da. Extraordinar. Extraordinar. Versul cum ne leagă. Hai să o luăm la început. Ți-am dat mesaj, vezi, în orașul meu. Da. Pentru amândoi există câte o poveste. Pentru Sandro, uitați-vă bine la el, căsătorit? Nu. Nici o problemă. Dăm telefonul. Ocupă telefon. Sigur. Mă ocup. Dacă e și pentru mine, că nici o rusă. Cei care dau mesaj la 1-7-5-1-1-8, ce zodie? Sagittarius, cum se zice? Tu ești săgetător. Da. Și zodia, nu contează, cu toate se înțelege că săgetător. Da. Fetelor, Sandro stai permanent în România. Da. El a fost la Vocea României anul trecut, a fost în echipa Irinei Rimes. Nici acum nu înțeleg de ce nu m-a ales pe mine. Dar nu asta contează, nu. De ce ne-a ales pe noi doi, pe Teo și pe mine, dar nu asta contează. Important este că noi ne-am bucurat de vocea ta. Mulțumesc. Vrei să crești Cristi Faur sau nu? Nu vreau să cresc. Nu, vrei să crezi sau nu? Vrei să crezi sau nu? Eu m-am uitat la Mamaia în toate nopțile, puțin câte puțin, cât mi-a permis că am avut dans, ore de dans, dar când te-am auzit pe tine și am simțit scriitura ta, pentru că asta e scriitura ta, nebunule, da. Am zis, bă, formidabil, am impresia că e ceva. După aceea, bă, ar fi frumos să câștige. Dar nu știu cum sunt cu jurile în ziua de astăzi. Mi-ai trimis felicitări atunci. Ți-am zis felicitări, da, cu drag. Exact. Iar acum uitați-vă bine la Cristi Faur. Îl știți, pentru că el în 2005, el a avut o experiență frumoasă. Mai știi unde? La Mamaia, nu? Nu! Eurovision. Da. Iar acum Sandro va cânta melodia asta așa. Până treci că se cânt melodia O mie de dorințe, zi-mi cum era melodia pe care a scris-o pentru Lumin Sanghel la Eurovision. Let me try. Așa, nu? Mă rog. I don't wanna say că nu n-am instruit. Felicidades. Mult obrigado. Sandro, treci acolo, ești singurul. Greta are microfonul tău. Stai așa că s-a căzut asta. Vin acum. Întoarce-te. Auzi? De dragul unei flori. Vedeți că o să cânte live. Unde e camera? O să cânte live. Omul ăsta are emoții. Unde te-ai născut tu? Brazilia, Salvador Bahia. Omul ăsta e din Brazilia. Ești pentru prima dată aici la Măruță? Da? Da.
A doua oară? Te-ai primat da, cu mine? Da, a doua oară. Nu, ține pe noua. Da, uită-te la cameră. Astea sunt toatele tale. Vreau să dai toate emoțiile din lume tuturor fetelor care te privesc și bărbaților care se uită acum din platou, în special lui Ciucă, da? Doamnelor și domnilor, Sandro Machado, câștigător de la Mamaia! Deci s-a trimis-o la Mamaia, demo cu vocea mea. Așa? Și m-a întrebat, toți mă întrebau, era curioș, ți-ai găsit pe cineva până la urmă? Zic, da, am un solist care își bea cafeaua pe si bemol. Bravo, bravo. Băi, sunt foarte mândru de voi și bucuros în același timp. Ții minte că anul trecut la Vocea României, la live-uri în decembrie, Rise în direct, like Phoenix. Ai cântat Copacul. Drumurile noastre live. Ah, drumurile... Copacul a fost înainte. Aha, Copacul a fost drumurile noastre. Eu l-am văzut cu Rise Like a Phoenix și a zis, el cântă piesa.